Evenimentul a debutat cu câteva urări de bun venit din partea preotului greco-catolic Ioan Codrea. Bine ați venit pentru a ne uni în rugăciune în casa lui Dumnezeu. Evenimentul a acestei zile la școala rugăciunilor străbune, în clărinești alături de clărinișteni în țării Maramureșului, pentru a ne uni împreună. După aceea, urmează acum un concert de muzică clasică, pe care vedeți și mă rog să rămânem pentru alta, pentru cea pe În cadrul acestui eveniment, Daniela Ioana Tudor a cântat la vioară, Teodora Iliescu la flaut și Marius Groza la pian. Alături de ei a cântat și Paula Coteț. Multe imagini de la concertul de muzică clasică de la Biserica Greco-Catolică din Călinești puteți urmări începând cu ora 19 la emisiunea Manifest.